Sunt mulți martori care pot apărea în bord, dar dacă îl vezi pe ăsta, chiar trebuie să te oprești de urgență. Descarcă aplicația Amparcat și parchează smart. Poți să folosești aplicația în mod anonim, nici măcar nu trebuie să-ți faci cont și ai foarte multe alte funcții utile pe care le poți descoperi de unul singur în aplicație. Și apropo, este absolut gratuită. Am făcut un clip mai de mult despre martorii din bord și cred că este cazul să fac un alt clip despre martori mai noi care au apărut. Bine, sunt și cei clasici care au rămas, dar sunt sisteme noi de siguranță, sunt dotări noi, acum sunt multe standard și trebuie să discutăm despre noi martori de la noile dotări, dacă există, la anumite mașini. Astăzi vreau să discut despre un semnal, un martor care este deosebit de important. Cred că este cel mai important dintre toate. Cu siguranță cred că am discutat despre el și în acel clip, însă nu i-am dat atât de mult atenție. Pentru cineva care are problema asta și caută strict și exact informația necesară despre acest martor, o va găsi în acest episod. Și anume, martorul stop. Martorul motor, dacă se aprinde, pot însemna foarte multe lucruri, fie că e ceva grav sau nu. Spre exemplu, se aprinde martorul motor pentru că ai niște bujii arse, nu se întâmplă nimic grav. Sau se aprinde martorul motor pentru că nu mai ai aceeași presiune în turbină. Deja începe să fie mai serioasă treaba la o astfel de defecțiune. Dar din nou nu trebuie să tragi pe dreapta urgent. Îți apare martorul de filtru de particule, din nou. Poate că are multă funingine în el, poate că încă nu și-a terminat regenerarea. Poate că sugerează să mergi la un drum mai lung să finalizezi tu o regenerare. Și așa mai departe, dar din nou, nu trebuie să tragi pe dreapta urgent. Când martorul stop îți apare în bord și din nefericire, din câte cunosc eu, la unele mașini apare cu galben, la unele mașini apare cu roșu. Indiferent ce culoare are textul stop, bă, când ți-a apărut stop, trebuie să tragi pe dreapta chiar dacă ești în mijlocul intersecției, adică, bine, nici chiar, ai trecut de intersecție pe dreapta avarii, adică nu stai că opresc când ajung acasă, că e prea târziu. Martorul stop se aprinde când nu mai funcționează pompa de ulei, nu mai ai presiune de ulei, nu mai ai ulei, între cei nu mai ai presiune de ulei, deloc că nu mai are de la cine să fie presiunea, nu mai ai răcire, s-a blocat pompa de apă. Nu toate mașinile le au chiar pe toate, dar astea pot fi cauze. Deci când se aprinde martorul stop e ceva grav, e ceva nasol, e ca și când tu faci stop cardiorespirator. Tu în secunda aia trebuie să te pui pe telefon, să suni la 112, să vină cineva să-ți facă ceva, că altfel tu în 5 minute ai murit. Același lucru este și aici. Implicit și la mașină, dacă facem aceeași analogie, n-ai ulei, n-ai ungere, n-ai presiune, nu funcționează pompa de ulei, respectiv pompa de apă, s-a blocat termostatul, a fiert apa, s-a ridicat temperatura mult prea rău, e grav. Dacă e ceva grav, îți va apărea stop în bord. De ce spun că este foarte important acest martor? Acest martor, când îți apare, de când îl primești pe bord până când oprești mașina, poate însemna distrugerea motorului sau nu, adică poți să-l salvezi sau nu. Caz concret, o cunoștință m-a sunat pe la 2 noaptea. Implicit chiar era o fostă prietenă, acum câțiva ani. Lucram în service și m-am trezit cu telefoane insistente pe la 20 ceva dimineața. Bă, ce-o fi, bă, ce-o fi? Răspund. Mi-a apărut martorul stop în bord, am tras pe dreapta și când m-am uitat sub mașină este o baltă plină de ulei. Ce fac? O lași acolo, o parchezi, ui cu platforma a doua zi și te duci la serviciu. Dar ce s-a întâmplat? De fapt, a dat cu baia de ulei într-o bordură. Nu știu cum a reușit, dar în fine, a dat într-o bordură sau în ceva, cu baia de ulei. S-a spart baia de ulei și s-a scurs tot uleiul. La un Golf 5, senzorul de pe baia de ulei, senzorul care îți monitorizează presiunea, temperatura și cantitatea de ulei,
a sesizat că nu mai este ulei și nu mai este presiune, a afișat mesajul stop pe bord, a tras pe dreapta, s-a scurs tot uleiul că baia era spartă, platformă, dus la service, schimbată baia, făcută revizia, motorul n-a avut nimic. Dacă mergeai până unde aveai tu treabă, 5 km, 7 km, era motorul bau, la revedere. Alte cauze când poate apărea, sau alte, cum să zic, alte scenarii reale în care poate apărea această problemă, deci dai cu, te duci la munte, dai cu baia de ulei, s-a apărut stop, nasol. Înseamnă că s-a fisurat baia de ulei și îți curge uleiul și e nasol. 2. Îți faci revizia. Zic, e o capcană foarte des întâlnită, o problemă foarte des întâlnită. Faci revizia și când pleci, ți se aprinde motorul ăsta. Înseamnă că cel care ți-a schimbat filtrul de ulei nu ți-a strâns bine fie filtrul de ulei, fie bușonul și ți-a curs ulei și implicit ai rămas fără ulei, din nou se aprinde martorul. De cele mai multe ori martorul ăsta se aprinde când e lipsă de ulei sau de antigel, adică când e ceva critic. Dar nu trebuie ignorat. Moralul acestui episod este că atunci când primești acest mesaj de urgență, tragi pe dreapta, oprești motorul și chem platforma. Ar putea fi și momente când pur și simplu senzorul nu mai funcționează sau are o eroare și intră într-un mod de avarie și el o să stea afișat mereu stop. Chiar dacă poate mașina nu are nimic, ăsta e cazul fericit când e vina senzorului și se afișează în mod eronat stop. Asta pentru că el nu mai poate să-și facă treaba să-ți spună când trebuie să te oprești de urgență sau nu. Și atunci stă standard stop. Dar este un caz destul de rar, adică nu se strică decât foarte greu acest senzor. Tragi pe dreapta, chem platforma și investighezi. Un kilometru în plus sau 5 minute în plus făcute de când ți-a apărut mesajul ăla pe bord poate însemna viața motorului, poate face bau. Pentru că e simplu, ți-a scurs tot uleiul, 5 minute fără ulei, egal nasol. Tu poți să stai 5 minute fără să respiri? Probabil că nu. E aceeași analogie. Ți-a apărut stop, tragi pe dreapta platformă, investighezi, vezi ce s-a întâmplat, vezi dacă mai ai ulei. Poate ai ulei, nu mai merge pompa, poate ulei, nu mai ai presiune de ulei și clară treaba. Chiar dacă nu se scurge ulei, n-ai presiune de ulei, nu se pompează ulei în motor, degeaba ai ulei în el, că nu circulă. Din nou, bau motor. Toate aceste lucruri trebuie... Nu se întâmplă chiar atât de des aceste lucruri, dar dacă pățiți vreodată, e bine să știți cam care ar fi cauzele, care ar fi rezolvările și ce e de făcut în acel moment să salvăm motorul. Sper să vă fie util acest episod. Aștept așa părerile voastre. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele.